stație în toamnă și în primăvară și de asemenea veți primi repartițiile cu acestea și vă rog depozitarea să se facă separat pe fiecare tip de îngrășământ de o parte în condiții de conservare totală. Veți primi de asemenea la începutul săptămânii viitoare programul de scarificare pentru solele care nu au mai primit această lucrare în ultimii 3 ani. Dar, în mod excepțional, vă rog că acolo unde terenul este bătut, este compactat în exces din cauza băltirilor și a precipitațiilor din această primăvară, prin excepție, deci derogăm un an, cel de-al treilea, și vom face și pe aceste sole o scarificare adâncă la 40-45 de centimetri. Privitor la rezultatele din loturile demo pe care le-ați avut la fermă, ale dumneavoastră personale, deci a șefului de fermă, mă refer aici la cultura de grâu, cu soiuri și densități diferite, care o parte sunteți deja în recoltare, o parte urmează, să se facă determinările precise la ștas și să tragem concluziile de rigoare care sunt cele mai bune, cele mai convenabile soiuri care au dat randamentul maxim și de asemenea care este desimea optimă de boabe germinabile la semănat. Pentru rapiță, care deja lucrarea este încheiată, vă rog să vă faceți timp atunci când avem o pauză de ploaie, bine ar fi să nu le mai avem până terminăm grâu, ca să putem să le primim de la dumneavoastră, să le analizăm și să alegem pentru total arealul de semănat în această toamnă cele mai bune soiuri și hibrizi. Vă rog să rețineți că pentru prima dată de când este societatea noastră s-au amplasat câte 12.000 de hectare la culturile care se înființează în toamnă, respectiv la rapiță, grâu și orz. Deci este o premieră, ca să spun așa, pentru importanța culturii de orz, pentru faptul că se recoltează din timp, că nu formează un vârf cu grâu de 18.000 de hectare, cum l-aveam noi în alți ani, chiar anul ăsta am avut 17, și că putem să avem front mai mare de cultură succesivă pentru anul 2014 de soia. Derulați așa cum am stabilit și să le găsim răspuns acolo unde trebuie să mai facem unele corecturi. Mașina care pleacă imediat. În fond, despre importanța modului în care îngrășământul este pus unde trebuie, despre minunile pe care le face azotul lichid, directorul general al Agricost Insula Marea Brăilei, Lucian Buzdugan, a atras atenția inclusiv în timpul zilelor dedicate centrului de excelență DuPont. Totuși facem saltele de astea. S-a terminat treaba, asta poți să o rulez, o împachetez? În remorcă. Am folosit remorca, exact, îi dai dimensiunile cisternele astea care ți-o face, ți-o fabrică, te cuplezi, bagi de aici cu pompa, bagi, asta e pompa care bagă, sau dacă vrei să încași cum e dincolo, observi, am făcut sistemul, omul stă deasupra, toarnă, are la mână unei comanda. Sus pe la... Are comandă electrică la mână, pornește, oprește. Cu folia vă obligă. Sau... Dom'le, dai normal. Dai normal să fie așa. Nu? De ce? Deci, păi dacă îmi cerea să o fac din metal sau din beton sau nu știu ce, treabă simplă, da. Să faci ușor, să construiești ușor, nu știu, bă, 150.000 de litri, depozit de 150 de tone de...
Și la fac așa la fiecare fermă. Deci trei de astea în fiecare fermă, le umplu cu azot, ăsta nu îngheață, nu-i problemă. Sunt... Aia arată goală cum arată. Așa e când abia am întins. A venit cisterna, a băgat în ea. A umplut-o, după aceea vin eu cu remorca mea și întorc. În loc să iau de dincolo, nu mă schimb furtul. Acum întreb și eu de naiv de acum. Concentrația atât cât dăm în teren sau o mai diluăm? Nu mai diluăm nimic? Nu diluăm. Nu, din contra, dacă ar fi mai concentrat. Pare 28, 29. Perfect. Da, dar ce se întâmplă, domne? Ăsta se lipește de sol, de particule de sol. Deci pe o granulă vine apa și începe să o spele, și o spală și tot ți-o țire până la un metru și ai pierdut-o. Odată lipită partea, ăsta e avantajul, odată lipită de particula solului, o ia mai greu, o spală mai greu. Deci și ăsta e un mare avantaj al îngrășământului. Trebuie mai repede în copil. În orice caz, eu cred că e un alt aspect important, că trebuie să ne orientăm spre el, îngrășământul lichide. Și dacă Dumnezeu ne-ar da să găsească soluții să fie și complexe, și cu formulă de fosfor, nu numai cu azot. Ele sunt numai cu azot. Păi atâta face domnul Nicolae la Interagro. Și vreau să spun că e un lucru de apreciat la el, că s-a preocupat, firma lui, noi nu suntem el primii. Numai așa lucrează. El are, nu poate numai așa. Dar nu poți da lichid oricând. Păi când ai plante, cum dai? Nu le arzi? Deci dă pe sol sau pe plante nepornite în vegetație. Poți să dai. Dar dacă nu vine și o ploaie să-ți spele o leagă, s-ar putea să ai ceva probleme. Probleme pe care specialiștii din insula Marea Brăilei știu să le evite cu inteligență. De exemplu, dar cum semănăm noi cu asta? Ar trebui toate mașinile să aibă sisteme când semăn sămânța de porumb în pământ, în spate să-i bag, sau cum bag alea, să bag și îngrășământul lichid. Sigur că nu e bine numai cu azot. Dar odată cu apa de ridicat? Păi, dar noi asta facem, asta. Au spus fiecare instalație, fiecare instalație are și un dozator pentru fertilizare. Și stabilim doza cât dă la milimetru, nu e nicio problemă. Și atunci dăm azot mai puțin, dar dându-l fracționat, de câte ori ud? De 3 ori, de exemplu, ud la porumb. Și dacă îi dau un 3 doze câte 30 de kg de uree, apoi știu precis că n-am pierdut-o, că ea se duce exact la rădăcină, dând, să zicem, o normă de 50 de milimetri, nu se spală în profunzime, ci se duce exact în zona rădăcinii și mănâncă când îi trebuie și cât trebuie. Și pot chiar micșora doza, că nu mai am pierderi. Vreau să spun că legat de irigații, mă pregătesc de 10 ani pentru anul care a trecut. Și eu mi-am scos banii pe tot sistem, toți banii care i-am cheltuit, mi-am scos într-un an, în an cum a fost anul trecut. Când noi am produs ca și cum n-a fost vreme bună, da. Datorită evoluției pe care această unitate agricolă a avut-o din 2001 și până în prezent, specialiștii din agricultura românească și nu numai, au început să-și îndrepte privirea spre ea. Pentru un agronom care ține la meseria lui, este o absurditate să nu petreci o zi în insula Marea Brăilei, nu numai pentru a cunoaște lucruri noi, ci și pentru a te face un pic mai fericit, pentru că asemenea culturi nu le vezi oriunde. Este o mândrie pentru oricine să vadă, să aibă asemenea producție, să aibă asemenea rezultate, să aplice cea mai modernă tehnologie care există la ora actuală pe planetă. Deci, ceea ce s-a reușit să se păstreze insula Marea Brăilei în regimul acesta de o singură unitate care să pună în valoare sistemul de drenaj, să pună în valoare condiția ecologică și să creeze potențialul economic care să ducă la astfel de rezultate, e probabil cel mai bun lucru care s-a făcut după Revoluție în România, pentru că o altă istorie
situație mai bună ca asta nu cunosc. Domnul Mocanu este o excepție cu domnul Buzugan, sunt oameni cu totul și cu totul deosebit, dar să știți un lucru, și-au educat extraordinar de bine șefii de ferme și pe ceilalți, au un sistem de control draconic, să nu credeți că lucrurile merg, să lasă ceva la voia întâmplării, aici totul este dirijat, totul este controlat, pentru că totdeauna stăpânul trebuie să-și cunoască foarte, foarte clar domeniul pe care îl administrează, să-l respecte și în felul acesta oamenii ajung și ei să respecte pe cei care îl conduc. Dacă n-ar demonstra această cunoaștere, n-ar putea să meargă lucrurile atât de bine, pentru că totul vine dintr-un respect cu totul deosebit față de cei care coordonează activitatea, față de experiența pe care o au și față de stilul de lucru. Gândiți-vă că au centrele acestea demonstrative în care pun la concurs toți hibrizii, în care vin cu soiul, cu îngrășăminte, cu toate tipurile de pesticide, nu obligă niciun fermier să-și aleagă gama de produse pe care o folosește sau soiul pe care îl dorește. Îl lasă să aleagă din ceea ce există în câmpul demonstrativ și să aleagă cu argumente foarte serioase. Să știți că viața e făcută din multe lucruri banale, nu din lucruri formidabile. Lucrurile formidabile sunt în mintea dânșilor, care este atât de bine structurată și organizată, care fac ca rezultatele să fie cu totul de excepție. De aceea vă spun, vin cu încântare, pentru că orice agronom se bucură când vede astfel de rezultate. N-ai cum să nu înveți așa ceva. N-ai cum să nu ai o plăcere cu totul de excepție. Uitați-vă numai la culturile care sunt în jur. Cu siguranță, insula Marea Brăilei reprezintă un model de succes din punct de vedere agricol, numai pentru România. Pentru toată Europa. Nu există o unitate mai bună în Europa. Puteți să o căutați unde vreți dumneavoastră. Mergeți în orice colț al Europei, mergeți chiar și în state și o să vedeți că o unitate mai bună ca aceasta nu există. Ea trebuie păstrată așa cum este, ea trebuie încurajată. Din păcate, constatăm că încurajările se duc acum către fermierii mici și de subzistență. Eu nu spun că trebuie să dispară, nu spun că n-am și eu părinții țărani care trăiesc în 3 hectare, dar de la asta până la investi în astfel de ferme care n-au niciun viitor și a reduce suportul pe care îl acordăm fermierilor care sunt singurii care participă la piața fermierilor mari, nu este o direcție potrivită pentru țara noastră. Chiar dacă direcția comunității europene se îndrepta către acest lucru, trebuia să avem un program special pentru fermierii mari, pentru că noi trăim cu agricultura românească pentru că avem 40% fermieri așa numiți mari care produc pentru piață. Spuneați că aici se face treabă bună în insula Marea Brăilei. Ce poate fi copiat de aici din insula Marea Brăilei și implementat în țară? În primul rând, tehnologia. Ați văzut bine lucrările conservative. Noi nu discutăm despre lucrări conservative pentru că ar trebui să schimbăm structura de mașini și în condițiile acestea ar trebui investiții foarte mari. Dar fermierii mari, care au potențial economic, ar putea să ia exemplu și cred că da, s-au și venit la întâlnire, să ia exemplu și să folosească această lucrare conservativă, care este singura care ne mai dă o șansă de existență. Imaginați-vă că am intrat într-o perioadă în care deficitul de precipitații se accentuează, temperaturile cresc, fără această metodă de lucru, fără a aduce solului materia organică necesară, fără a încorpora îngrășământul la adâncimea care trebuie, nu va fi posibil să mergem mai departe în viitor. Ca să creștem doza de îngrășăminte va fi imposibil, pentru că din 14 fabrici nu mai avem nici 3, toate sunt produse de import, ori știți bine că țările sunt controlate prin importul de inputuri. Da, ori în condițiile în care nici cel puțin îngrășăminte nu mai suntem capabili să ne producem unde ar fi nevoie de volume extraordinar de mari, avem o problemă. Explicația pentru performanțele obținute aici, pentru modul în care în insulă este pregătită activitatea de la un an la altul, pare simplă în opinia unuia dintre cei care conduc Academia de Științe Agricole din România. O agricultură corespunzătoare se face cu inputuri, cu mecanizare, lucrează cu Tigerul care are 600 de cai putere. Deci o trecere cu un agregat complex care efectuează toate lucrările dintr-o trecere și rămâne... Într-adevăr, un agregat, un utilaj unic, cel puțin din punctul meu de vedere, nu am mai văzut așa ceva în România. Sunt mai multe, sunt chiar și fermieri cu dimensiuni mai mici ca suprafețe. Ambiția agricultorului român este destul de mare, de aceea trebuie să orientăm... E un lucru bun asta. Foarte bun. Trebuie să
să orientăm resursa aceasta financiară, pentru că fără o susținere financiară și nu întâmplător, comunitatea europeană intervine în acest sens și susține agricultura din cadrul țărilor comunității europene, pentru că problema alimentației în țară și pe glob practic este esențială la ora actuală, iar o agricultură fără rezultate ne va pune în mare dificultate. Penuria numărul 1 în perspectivă sau perioada următoare se va caracteriza printr-o lipsă de alimente la nivel mondial. Toată lumea vorbește de criza alimentară. Este poate cea mai serioasă problemă pe care trebuie să o abordăm și să o legăm întotdeauna de apă. Vedeți, dumneavoastră, resursa de apă este foarte limitată pe plan mondial. Avem, cu toate că este planeta albastră, peste 76% reprezintă apă. Apă. Dar din aceasta doar 3% este apa dulce, iar din apa dulce 3%, doar o treime este apă folosibilă. Restul e apă înghețată, la poli, pe vârful munților înalți și din nefericire foarte 30% din ghețari s-au topit în ultimii ani, iar apa aceasta dulce unde ajunge? Mare și ocean, în apă sărată. Așa. Și atunci ciclul de refacere a apei este unul din cele mai lungi cicluri în natură, peste 2 milioane de ani, ori refacerea acestei ape reprezintă o problemă esențială. De aceea, dacă lucrăm de puține ori solul, conservăm apa, realizăm condiții pentru mineralizarea materiei organice și, într-adevăr, venind și cu un sistem corespunzător de fertilizare, accentuăm diminuarea consumului de apă, pentru că o cultură care nu are îngrășăminte, nu se aplică îngrășăminte, consumă de 2-3 ori mai multă apă decât atunci când asigurăm îngrășăminte, când în soluția respectivă avem macroelementele, microelementele, de aceea... Exact ce spune și domnul Buzdugan în urmă cu ceva timp. Lucrul acesta vreau să vi-l spun, să-l afirm și eu. De aceea se obțin rezultate aici. Nu se face rabat de la niciun element tehnologic. Acest lucru trebuie să-l înțelegem, că agricultura nu se face la fără frecvență, se face în condițiile în care tratăm foarte serios elementele tehnologice, în care ținem lângă noi oamenii, pentru că marii creatori ai valorilor în general în economie, dar în agricultură, sunt oamenii. Pentru oameni ca profesorul universitar Mihail Dumitru, o zi petrecută în insula Marea Brăilei înseamnă de foarte multe ori mult mai mult decât aplecarea spre studiu. După orice astfel de vizită petrecută aici în insula Marea Brăilei, plecați cu bagajul de cunoștințe, de informații plin de aici? Totdeauna sunt încântat, de asta și vin, învăț foarte multe într-o vizită din aceasta, lucruri pe care nu le găsești în cărți sau dacă le voi găsi într-o carte, le găsesc peste 5 ani sau 10 ani, ori aici mi-au informația de-a gata, prelucrată, verificată, ceea ce nu-i puțin lucru, altfel sunt obligat eu să fac experimente, ori nu pot permite din punct de vedere economic. În condițiile se oferă totul pe tavă, e mult mai convenabil. Campania agricolă din 2013 a ajuns abia la jumătatea drumului. Dacă o parte din recoltă este deja în drum spre hambar, o altă mare parte așteaptă să vină momentul pentru recoltare. Timpul dintre cele două recoltări este folosit pentru pregătirea solului pentru viitoarea recoltă. Domnule Buzdugan, în plină campanie în 2013, deja ați vorbit cu toți șefii de fermă planurile pentru 2014. Deci așa e în agricultură. Nu terminăm bine de recoltat culturile anului în curs, respectiv anului 2013, și deja ne pregătim pentru 2014. 2014 totdeauna noi îl tratăm ca pe un an cu probleme. Noi nu știm cum va fi, dar trebuie să ne gândim totdeauna la ce este mai rău. Și anume că va fi un an secetos din toamnă, că vor fi probleme cu administrarea îngrășămintelor în primăvară, motiv pentru care noi acum îi facem lucrări pentru a reține apa în sol, deci lucrări de conservare a apei în sol, e prima
noastră măsură. De acest lucru depind multe. În primul rând, îmbunătățirea calității solului prin factori naturali, fără a se apela la tot felul de stimuli creați în laborator. Ne preocupă să băgăm îngrășământul acolo unde de el vom avea nevoie în primăvară și nu acum. Ideea este că va fi un an ploios în primăvară și nu o să putem intra să dăm îngrășăminte, deci ne gândim și la treaba aceasta. De asemenea, ne gândim ca planta, că va fi o iarnă grea și planta de rapiță sau de grâu trebuie să intre bine dezvoltată, bine formată, motiv pentru care îi asigurăm tot ce trebuie. Și de asemenea, de ce să nu punem natura să lucreze pentru noi? Și anume ca toate resturile acestea vegetale care rămâneau deasupra solului și pe care le-ați filmat și se văd, să le introducem în sol, acolo unde se găsesc bacterii și în prezența umidității și a temperaturii care o avem, de care nu beneficiem iarna. Iarna avem totul în afară de temperatură, bacteriile își opresc activitatea și aceste bacterii lucrează pentru noi, transformând materia organică în, mereu repet treaba aceasta, pentru ca toată lumea să înțeleagă că ele transformă materia organică în materie minerală și plantele, următoarele plante sau următoarea materie organică are la bază materia anorganică obținută din materia organică descompusă în sol. Nu știu dacă n-am spus prea complicat, dar din punct de vedere al acestor bacterii, lucrurile sunt clare. Imaginați-vă că n-ar exista aceste bacterii, toate resturile astea vegetale, făcea cineva un calcul, toată suprafața Pământului ar fi acoperită cu resturi vegetale de câțiva zeci de metri grosime, dacă nu mă înșel, și viața n-ar mai fi posibilă pe Pământ. Deci să le punem să lucreze pentru noi, pentru că într-adevăr fac parte din acest grupaj de factori între care vreau să enumăr încă o dată aerul, temperatura, apa, solul și acum am mai eu un element de care îți vorbește foarte puțin, aceste microorganisme care muncesc pentru noi. Gratis! Și chiar dacă toate par să meargă ca pe roate, oamenii care trudesc aici sunt conștienți că mai au multe de pus la punct pentru ca și în 2014 să poată să spună că sacii puși în căruță s-au umplut după calculele făcute. De multe ori, pentru realizarea acestor coeficienți, sunt necesare lucruri care par extrem de banale la prima vedere. Să închidem acest capitol 2014. La ce să ne așteptăm din punct de vedere al investițiilor în utilaje în anul următor? Nu ne oprim, deja avem discutat un pachet pe care trebuie să ne-l mai completăm. Între timp au apărut lucruri noi, lucruri mai performante, și anume pătrunderea GPS-ului, noi îl avem la principalele tractoare, dar nu avem GPS-uri la... Nu avem auto-guide, autoconducere la toate tractoarele, avem în schimb GPS-uri pe toate tractoarele. Știm exact unde se duce, ce face, cât lucrează, cum își asigură parametri și așa mai departe. Sunt monitorizați permanent prin sistemele noastre de control. Dar mai avem încă lucruri de rezolvat de acum, de lucruri de finețe. Toate aceste aspecte se schimbă de la o zi la alta, iar strategiile se fixează de multe ori chiar și cu un deceniu înainte. În urmă cu aproape un an și ceva de zile, tot într-o emisiune la Money Channel, vorbeam cu dumneavoastră și nu înțelegeam într-adevăr un aspect. Faptul că îmi spuneați că acel an secetos din 2012, dumneavoastră v-ați pregătit pentru el numai cu aproape 10 ani în urmă. Ei, acum înțeleg că toate aceste amănunte și agricultura performantă este făcută din această sumă de amănunte care trebuie foarte bine puse la punct și ținute cont de fiecare în parte. E o sumă de factori. Dar în grupa aceasta de factori, dacă există un factor minim, nivelul producției la nivelul factorului respectiv minim. Da. Deci, ca să fiu înțeles, poți să ai
toate condițiile asigurate, dacă ai dat greș, un singur factor nu-l ai, de exemplu, nu ai suficientă apă, dacă nu ai suficiente, sau ai apă și nu ai mâncare, elemente minerale, sau dacă ai și elemente minerale, dacă vine o boală, sau vine un dăunător, sau ai bruieni. Dacă unul din aceste elemente e rezolvat la 50% și producția este la 50%. Deși le-ai rezolvat pe toate celelalte în optim. E un factor complicat pentru agricultură. Aici, normal, cei care lucrează... Într-o societate corectă, acest aspect se traduce cu interes în activitate, lucru care funcționează din plin în insula Marea Brăilei. Spune-mi, te rog, în relația cu fermele, când te duci la fermă, dacă ți se rezolvă toate problemele legate de alimentare, de întreținere, de cazare, de masă, de apă, de tot ce trebuie? Probleme ce am întâlnit cu
alimentatul îngrășământului. Cu... Da, ce se întâmplă la alimentatul îngrășământului? Foarte important. Ba n-a fost remorc, ba n-a fost încărcătorul, ba, dar nu pe perioadă delungată. Așa, dar nu a fost atunci când am spus. Sunt timpi morți? Da, mai timp, da. Vedeți, nu-l pun să nomineze. Dar asta e realitatea. Asta e realitatea. Să pierde timp cu alimentarea cu îngrășământ. Altceva. Motorina la fel, tot așa. Motorina nu vine la timp. Trebuie să dezgâțăm tractorul, deci mă fermă. Păi, dar de tine au grijă. Cu... Deci odată, da, că odată mai să uite. Dacă șefii de fermă trebuie să gândească strategii pentru noile culturi care urmează a fi puse, tot ei trebuie să se pună la punct și cu noutățile tehnologice care apar în insula Marea Brăilei. Asta chiar dacă, în principiu, nu ei sunt cei care le manevrează. În premieră avem acest utilaj dezmiriștitor prezent aici pe insula Marea Brăilei. Aș vrea să fiu foarte practic și să vă prezint dumneavoastră utilajul din punct de vedere al mentenanței. Pentru ca să reușiți să realizați targetul de 200 de hectare la 24 de ore, bine, o să trebuia să aveți și un pic grijă de el. Adică față de alte utilaje, dacă cum îl vedeți, ca și timp de întreținere, aceștia sunt minimali, dar foarte importanți. Avem câteva puncte în care utilajul trebuie gresat zi de zi, odată la 24 de ore, de preferabil la schimbarea schimbului, să se ia aminte ca utilajul să fie gresat pe partea din spate. Cum vă arăt dumneavoastră aici, pe întreaga axă, sunt 4-6 puncte de unghie, dacă nu mă înșel, acestea. Și celelalte puncte de unghie sunt la cilindri de rapatare, care vedeți dumneavoastră aici în capăt, pe o parte și în altă. Utilajul, deci, maxim 5 minute, utilajul ar trebui să fie pregătit de lucru. Adâncimea de lucru, clar, de aceasta se va ocupa mecanizatorul care va lucra pe el, la instrucțiunile domnilor directori sau ale dumneavoastră. Și se va realiza, ca și la Tiger, prin aceiași cilindri, același sistem hidraulic, pe care noi îl vom bloca cu acești limitatori, numite clipsuri. Raportul de adâncime este exact același, 1 la 4, adică un centimetru pe care noi îl scoatem de la cilindru va orienta utilajul 4 cm mai adânc și exact invers. Minunea aceasta de a mânca resturile vegetale și de a le ascunde pur și simplu în brază și le amesteca se datorează faptului că acest utilaj, după cum vedeți dumneavoastră, are un braț cu două discuri. Vă rog să vă imaginați ce ar fi însemnat dacă acest utilaj la fiecare disc ar fi avut brațul lui propriu. Ar fi însemnat că trecerea resturilor vegetale ar fi fost împiedicat, ar fi fost mult mai redusă. De aceea, pur și simplu, indiferent că veți intra în burene de 1,5 m sau în viitor, peste 1,5-2 m, la Floarea Soarelui, unde aveți 1 m de resturi rămase, acest utilaj nu se va înfunda. Doar datorită faptului că el este repartizat cu două discuri pe un singur braț. Tăvălugul din spate care îl vedeți dumneavoastră astăzi nu arată prea bine, se mai umple de pământ, astea sunt condițiile în momentul de față, dar cu cât vom înainta spre sezonul secetos, care nu vom mai avea precipitații, veți vedea ce calitatea solului, ce calitatea a prelucrării va executa. Același lucru, cred că și dacă nu mă înșel, utilajul acesta are... Lagărele de pe spate sunt iarăși fără întreținere, ca să vă ajute pe dumneavoastră să nu pierdeți timpul. În rest, ce să vă spun, foarte important, la capăt, utilajul totdeauna va întoarce pe tăvăluc și nu pe șasiu. Șasiul cu rozile care aveți dumneavoastră acolo, așa trebuie să rămână tot timpul. Ridicăm tăvălucul în poziția care aveți dumneavoastră și îl punem la flotant. De ce la flotant? Dacă nu este pus la flotant, adică pus la flotant și reactivat, că dacă ați oprit tractorul, el pus la flotant, trebuie din nou să ridicați și să reactivați funcția. Pentru că eventualele mișcări din timpul mersului, cum ați văzut, 15-16 km la oră, nu sunt o problemă. Imaginați-vă dumneavoastră la 15 km la oră, într-o secundă dumneavoastră ați parcurs undeva 2,5 m până în 3 metri. Imaginați-vă că acest șasiu, pur și simplu, toată greutatea lui va începe să balanceze și dacă nu va fi pus în flotant și presiune, această butilie nu va compensa, amortiza șocul acesta. Și imaginați-vă 3 metri în care ați mers cu discul în loc de 10 cm, ați mers la 7 sau 8. Deci va arăta foarte urât. De asta vă rog, asta este singura mea dorință.
ridicat șasiul, pus în flotant și nimeni nu-l mai atinge decât atunci când a spus ok, sola este gata, l-am adus pe pământ, am rabatat utilajul și am plecat. În rest, adâncimea, întreținerea este minimală ca să reușiți să executați cele 200 de hectare ca target într-o zi. Chiar dacă după astfel de imagini pare redundant să vă mai spunem că vremea plugului și a tractoarelor U650 a apus de ani buni în insula Marea Brăilei, ne simțim obligați să o facem, nu de alta. Dar pasul cu noua tehnologie se ține numai prin studiu și practică. Altfel, chiar dacă aici sunt aduse cele mai noi și performante tehnologii, rezultatele vor fi aceleași ca în anii în care agricultura se făcea cu empiricul plug atașat la tractorul produs la Brașov. Astăzi am asistat și la pregătirea șefilor de fermă pentru anul 2014. Iată, ne aflăm în plină campanie a anului 2013 și deja toți de aici se gândesc cum va arăta anul 2014. Pot să spun că începând din această zi în care a avut loc și această instruire cu șefii de fermă, pot să spun că pe umerii mei și a întregului sector mecanic pe care îl conduc apasă o mare responsabilitate pentru înființarea și pregătirea terenului pentru viitoarea recoltă din anul 2014. Pentru că utilajele pe care noi le avem la sector sunt destinate să prelucreze terenul întregii suprafeți din insula mare. Și începând din această dată și până la începutul lunii decembrie, vom avea utilaje care vor prelucra terenul non-stop. Care este colaborarea cu cei 29 de șefi de fermă, dintre sectorul mecanizare și cele 29 de ferme? Ce pot să spun este că treptat, șefii de fermă au început să capete încredere în aceste utilaje. La început au fost mai reticenți, erau obișnuiți cu vechile utilaje semănători și utilaje de prelucrat terenul. Începând din 2010, când aceste utilaje au fost aduse în insula mare, datorită perfecționării continue pe care au adus-o cei de la Horș cu sprijinul nostru, pentru că dacă noi nu țineam sub observație aceste utilaje, și un avantaj mare al acestui sector este că noi nu numai că reparăm și întreținem utilajele, cu același colectiv asigurăm și exploatarea. Este o mare realizare ca într-un singur loc să menții întreținerea, exploatarea și reparația utilajelor. Acel deziderat, acel scop de 50 de litri de motorină per utilaj per hectar poate fi atins? Eu cred că începând de acest an, acest deziderat pe care domnul director general și l-a propus este fără doar și poate realizabil. Se vede deja din consumurile realizate cu utilajele pe care le folosim. Perioada de instruire a operatorilor agricoli, dar și a șefilor de ferme, nu se va opri aici. Ei vor avea parte de lucru cu simulatoare, inclusiv în perioada când omătul pune stăpânire peste întreaga insulă. Cât de multă atenție se acordă instruirii oamenilor care să lucreze pe asemenea utilaje? Vara ei recoltează, iarna stau la instruire, la școală. Da, vedeți dumneavoastră, am început să ne obișnuim cu aceste traininguri, ca să le spun așa. Iarna, când noi nu prea avem ce face pe câmpurile societății, și mai bine zis, de la 1 decembrie și până la 1 martie, toți mecanizatorii sunt instruiți pe gama de utilaje pe care lucrează. Cu această ocazie aducem și specialiști în tehnică de la firmele care ne-au pus la dispoziție utilajele, firma Mevi, firma Class, firma John Deere și așa mai departe. Și aceste instruiri se fac periodic. Oamenii încearcă să înțeleagă din tainele utilajelor, din modul lor de a le folosi cât mai bine. La sfârșit noi dăm testare și cei care nu iau testarea mai fac încă o dată orele respective. Cât de mult învață? O lună? Trei săptămâni? Două luni? Două luni de zile, două luni jumate, toată perioada. Le dăm un concediu și lor de o lună și restul de două luni învățăm atât la sală,
cât și practic când ne lasă timpul și se poate ieși în câmp, facem și practic. După o zi în care au discutat și analizat ce e de făcut pentru viitoarea cultură, șefii de ferme din insula Marea Brăilei au primit misiunea de a prezenta proiecte care să conțină intențiile lor pentru anul agricol 2014. Cum timp de pierdut nu există în agricultură, lucrurile vor fi clare în acest sens în maxim o săptămână. Din acel moment va începe oficial campania agricolă 2014. Astea sunt mesajele. Eu vreau ca dumneavoastră să vă întoarceți repede la fermă. Vedem aici lucrurile astea. O să mai discutăm puțin despre situația grâului. Aștept de la dumneavoastră propuneri. Ce grâu abordăm? Pe ăla care e în picioare sau pe ăla care e căzut? Aștept de la voi propunerile. Sunteți liberi, dar vreau să aveți și justificare. Cei care îmi veți face propuneri la închiderea instruirii de astăzi. Decizia anul acesta este ca la venirea înghețului, când plantele virează să treacă în starea de repaus pentru iernat, le vom da cantitatea suplimentară de azot pe care vroiam noi să o dăm în primăvară. Sper să facem o treabă bună. O să vedem. Dăm numai o parte din azot pentru ca să nu mai avem frica aceea de primăvară. V-ați convins. Unii s-au dat azotul la timp, mai seamă la rapiță, producțiile au fost foarte, foarte bune. Noi punem punct acum informațiilor venite dinspre agricultorii din cea mai mare fermă din Uniunea Europeană și vă dăm întâlnire cu alte evenimente din acest minunat colț de țară săptămâna viitoare.